Ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom afla mai multe despre crăișorii din Țara Iancului. Haideți să-i cunoaștem! Dragostea pentru istoria neamului românesc l-a făcut pe Undevean să pună bazele unui club unde copiii redescoperă trecutul și află mai multe despre eroii patriei. Clubul se numește Crăișorii, iar fondatorul este Ioan Paul Mărginean. Ideea clubului Crăișorii s-a născut în cadrul asociației Țara Iancului, iubirea mea, imediat după înființarea asociației. Noi ca asociație ne-am înființat în februarie 2008 și ne-am dat seama că e foarte important să avem o ștafetă a tineretului, care se ducă mai departe o flacără începută de înaintașii noștri. Și scopul care este și care a fost și înainte, ca să, așa cum zicea Avram Iancu, să avem națiunea fericită. Clubul Crăișorii reunește peste 300 de elevi din 4 județe ale țării, Hunedoara, Arad, Alba, dar și Covasna. Activitatea Clubului Crăișorii a început cu câteva formații de crăișori de pe Valea Crișului Alb. Mă refer la liceul de la Hălmagiu, Școala Generală Avram Iancu Baia de Criș, Școala Generală Mircea Sfânt Îmbreanu, școlile de la Buceș, Blăjeni, liceul de la Gura Honț. Pe urmă am mers către Crăișorii pe Valea Arieșului. Am constituit formații la Albac, în comuna Horea, în comuna Scărișoara, în comuna Gârda de Sus, în comuna Arișeni, inclusiv în județul Covasna. Așa cum și statutul Clubului Crăișorii spune, în cadrul Clubului Crăișorii intră elevi care au dragoste atât în familie cât și ei au niște afinități pentru istorie, pentru dragostea de patrie,
pentru patriotismul sănătos și trebuie să aibă nota 10 la portare și să aibă media anuală peste 7. Sunt câteva direcții în care se desfășoară activitatea Clubului Crăișori. Cunoașterea eroilor neamului și a istoriei neamului prin următoarele procedee: excursii tematice, concursuri, simpozioane, vizite de documentare. Pe lângă cunoaștere, avem evocări despre înaintași. Bună oară, anul ăsta am evocat la Albac, în cadrul cele de-a 8-a ediție a Festivalului Cultural Patriotic Țara Crăișorului, 230 de ani de la martirul Horea, Cloșca și Crișan. Și tot anul ăsta, în decembrie, se împlinesc 165 de ani de la data când Avraam Iancu a scris Ultima Voință, un testament pentru generațiile care urmează. De ce v-ați gândit să fie din aceste județe, patru județe? De ce nu doar din județul Hunedoara? De ce ați extins fenomenul acesta? E o treabă foarte simplă. Așa cum și denumirea Clubului Crăișorii provenite de la Crăișorul Avraam Iancu și denumirea Asociației Țara Iancului, iubirea mea. Vedeți, oasă, Avraam Iancu s-a născut pe Valea Rieșului, la Videra de Sus, și este înmormântat în capitala Zarandului, la Țebea, Baia de Criș. Pe urmă, dacă ne gândim la Horea, Cloșca și Crișan, unul a fost de pe Valea Crișului Alb și restul a fost de pe Arieș, de pe Ampoi. În zona aceasta a văilor Crișului, Avraam Iancu a condus 15 legiuni care au cuprins toată Transilvania, toate județele Transilvaniei. Ne-a bucurat că spre noi au venit și o școală din județul Covasna numită Avraam Iancu. Nu noi, să știți că nu noi am pornit spre școli. Școlile au venit care au dorit să vină spre noi. A aflat despre acest fenomen și și-au dorit să participe. Pentru că e destul de greu să coordonezi și să organizezi un eveniment în condițiile în care problemele financiare sunt cum sunt, în condițiile în care distanțele sunt cum sunt. Așa, programul copiilor este foarte încărcat și noi toate activitățile le desfășurăm în afara programului lor școlar. Și ținem cont întotdeauna de programa lor, astfel încât să nu deranjăm desfășurarea școlii și așa mai departe. Un proiect de suflet al crăișorilor este Micii Aurari, activitate în cadrul căreia copiii au învățat un obicei străvechi din munții Apuseni, căutarea aurului. Știind că în comuna Buceș, de ani de zile, și-a desfășurat activitatea un aurar, Cătălina Ioan, ne-a venit ideea să constituim grupe de elevi, cu acordul părinților, desfășurate atât, mai ales în vacanțe, dar și după program, atât teoretic cât și practic, ca să învețe meșteșugul de aurar tradițional, meșteșug care de 2000 de ani a fost practicat aici, în Munții Apuseni, și i-am învățat, efectiv, noi am învățat partea teoretică, școala împreună cu asociația, iar partea practică a fost desfășurată cu concursul nostru, desigur, de către Ioan Cătălina, care anul ăsta, în 26 august, dacă nu mă înșel, împlinește 80 de ani și dorim de acum sănătate și viață lungă. Le-a plăcut copiilor acțiunea? Extraordinar, extraordinar de mult. Atât de mult le-a plăcut încât ar mai fi dorit și cred că sunt șanse, pentru că domnul primar Mărcuș, cred că împreună cu Cătălina, vor să amplifice ideea noastră de acum câțiva ani
cu Mircea Orar de așa manieră încât se poate să continue, să perpetueze. Dintre activitățile crăișorilor, cele mai apreciate sunt însă excursiile, în cadrul cărora copiii vizitează locurile încărcate de istorie din Apuseni. Cu copiii am făcut niște excursii tematice. La Sarmisegetuza dacică, la Sarmisegetuza romană, la Castelul Corvinelor, la Muzeul Aurului de la Brad, la Muzeul lui Aurel Vlaicu, la Alba Iulia în cetate, la Muzeul, la Casa Memorială Avram Iancu din Baia de Criș, la Casa Memorială a lui Crișan din Comuna Crișan, la Gura Honț. Pe urmă, în zona, i-am dus la Roșia Montană, la Treptele Romane, la Muzeul Aurului, la Muzeul Mineritului din Roșia Montană, la Câmpeni, la Casa Memorială din Vila de Sus a lui Avram Iancu. Deci au fost niște puncte în care copiii și-au îmbogățit cunoștințele, credem noi. Pe urmă, avem niște activități anuale intitulate Festivalul Cultural Patriotic Țara Crăișorului, care a ajuns anul ăsta la a 8-a ediție, care a început anul ăsta la 28 februarie la Albac, după cum v-am spus. Și în fiecare an avem un concert de colinzi în Panteonul Național de la Țebea, la mormântul lui Avram Iancu, cu sprijinul episcopiei din Deva, a protopopatului din Brad și a parohiei de la Țebea, care se intitulează Veniți la Țebea, veniți să colindați cu noi pentru străbuni eroi și pentru voi. Laura este elevă în clasa 6-a la Crișcior și e unul dintre crăișorii hunedoreni. De ce te-ai înscris în club? Ca să pot participa la mai multe activități extrașcolare. Auzisești de crăișori până acum? Da. Și ce ai auzit? Auzisem de la profesori despre diferite activități care se desfășoară împreună cu colegi mai mari. Sunt activități cu temă istorică? Da. Și ție am înțeles că îți place foarte mult istoria. Da. De ce? Pentru că sunt curioasă să aflu cât mai multe despre strămoșii țării noastre. Și să știu mai bine ce s-a întâmplat în trecut în țara din care fac parte. Ce-ți place ție cel mai mult la școală? Prima oară când am intrat în clasa 1, eram tare dornică să cunosc și alți copii, să particip, pentru că la grădiniță nu prea au fost activități extrașcolare, dar acum în gimnaziu chiar mi s-a părut o schimbare foarte bună. Iar crăișorii vin să îmbine foarte bine toate treburile astea. Da. Corina Oros este profesoară de limba și literatura română. Predă la Liceul Tehnologic Crișan din Crișcior și este coordonator al crăișorilor din comună. Când ați luat pentru prima dată contact cu Clubul Crăișorii? Anul trecut, în septembrie, în 7 septembrie, când am participat la depunerea coroanelor la Țebea, la aniversarea tribunului Avram Iancu. Câți crăișori aveți în subordine acolo? În momentul de față sunt 21 de crăișori. Acum ei s-au mai schimbat pe măsură ce au absolvit școala sau așa mai din alte motive. Iar ei au vârste între cât și cât? Un
undeva din clasa a 5-a, cam de la 10 ani, până am avut și de 18 ani, anul trecut, au participat elevi de clasa 12-a la o activitate a Crăișorilor. Ce acțiuni ați făcut împreună cu Crăișorii acolo la Crișcior? Anul acesta am participat la depunerea coroanei, cum am spus mai devreme, la festivalul de colinde și la un simpozion legat de istoria țării noastre. De ce credeți că sunt utile astfel de activități și existența unor astfel de cluburi? Păi, odată, pentru a învăța copiii de unde au plecat, să nu uite cine au fost părinții, cine au fost bunicii, cine au fost înaintașii noștri și pentru a le insufla acest spirit civic care, din păcate, începe să dispară. Și pentru identitatea noastră, să știm cine suntem. Și apoi mai este și un prilej în care ne întâlnim cu oameni din alte părți. Și este un prilej bun pentru a ieși în lume cu elevii noștri, care poate nu totdeauna au posibilitatea sau timpul să meargă în alte părți decât acasă sau la școală. Unde ați fost împreună cu Crăișorii? Au participat la diferite activități la Albac, la Țebia și la Deva. Gabriel și Mihail sunt doi frați, crăișori de la Gura Honț din județul Arad. Ai un costum foarte frumos, am auzit că e și foarte vechi. De unde l-ai? De la bunicu. Și ți-e bun ție costumul lui bunicu? Da. Tu ești crăișor? Da. De cât timp ești tu crăișor? De vârsta de 4 ani. Oh, de mult! Acum câți ani ai? 6 ani. Și ce faci tu acolo la Crăișori? Cânt colinde, mă duc la Sebia. Și îți place treaba asta? Da. De ce? Pentru că sunt cu ei. Cu cine? Cu crăișorii. Și cine sunt crăișorii ăștia? Colegii de-ai tăi? Nu, mai mari ca mine. Și tu da înțelegi bine cu ei? Da. Am înțeles că tu știi și să cânti foarte frumos. Da. Ce cânti tu? Cântele patriotice. De cât timp ești tu crăișor? De la vârsta de... de 9 ani. Deci de multișor, de câțiva ani? Da. Și ce faceți voi acolo, crăișori? Ce înseamnă să fii crăișor? Cunoaștem locuri noi, lucruri, oameni, cântăm, colindăm. Știai de crăișori până când să fii și tu unul dintre ei? Nu. I-am aflat la Țebea. Acolo i-ai cunoscut? Da, și domnul Merdinean m-a introdus și pe mine. Și îți place? Da. Ce îți place cel mai mult din toate activitățile pe care le faceți? Că cunoaștem oameni, locuri noi. Și ce faceți voi în deplasările astea? Cântăm. Ce cântați? Cântece patriotice. Ți-ți place să cânți? Da. Și cântecele patriotice de ce îți plac în mod deosebit? Nu sunt așa rapide, sunt mai lente. Dar despre Avram Iancu, ce știi tu? A fost conducătorul moților și a pornit în Revoluție la 1848. Ție-ți place istoria? Da. Crezi că e important să știm lucruri din istorie? Da. Mama celor doi este profesor la învățământul primar în cadrul liceului Ion Buteanu din Gura Honț. Pasionată de istorie, femeia este alături de crăișori de fiecare dată. Am fost anunțată de domnul director Teodor Păiușan al liceului Ioan Buteanu din Gura Honț dacă vrem să participăm la Țebea, la un festival cultural patriotic. Nu știam despre ce-i vorba, dar aflând, auzind că e vorba de istorie, de întâlnirea cu strămoșii,
Foarte mult mi-am dorit să particip. Și astfel am format un detașament de 14 elevi și chiar în mai 2012, când am fost prima dată, am fost primiți în clubul de elevi voluntari Crăișorii. Deci de acolo, din Gura Hon, sunteți 14, sunt 14 copii. Da, 14 elevi cu vârste între 6 și 15 ani, până la gimnaziu, clasa 8-a. Și ce fel de activități fac Crăișorii? Crăișorii desfășoară diferite activități, aproape toate sunt bazate pe cunoașterea istoriei. Pentru elevi, participarea este la festivalurile cultural-patriotice, prin cântece și poezii, la simpozioane, tot pe teme istorice, și la festivalul de colinde, care are loc anual în luna decembrie la Țebea. Sunt copiii dornici să participe la aceste activități? Da, copiii sunt dornici, deoarece le place să afle lucruri noi, să își completeze cunoștințele despre istorie, să cunoască alți copii de vârsta lor și nu numai, și poate cel mai important pentru ei este să călătorească. Pe unde ați călătorit cu ei? Am călătorit cu ei din Gura Honț, ne-am îndreptat spre Țebea, primul popas al nostru. Am ajuns până la Albac prin activitățile pe care le-a organizat Asociația Țara Iancului. În zonă am vizitat Câmpeniu, Casa Memorială Avram Iancu, orașul Zlatna, foarte multe localități. Și copiilor le-a plăcut. De ce credeți că sunt importante astfel de activități și existența unui astfel de club? Cred că pentru elevi este foarte important să ia contact cu istoria și altfel decât la orele de la școală, care uneori pentru mulți dintre ei poate li se par puțin plictisitoare. Dar astfel, prin cântece, prin ieșirile organizate și supravegheate de profesori, ei reușesc să cunoască altfel și să se destindă, să învețe cântând, să învețe povestind, să învețe plimbându-se. Oare învață mai bine la istorie de când sunt în club? Eu cred că da. Ioan Paul Mărginean, fondatorul Clubului Crăișorii și al Asociației Țara Iancului Iubirea Mea, ne povestește cum a prins el drag de istorie și de tradițiile moților. Eu m-am născut în Brad și am terminat liceul Avram Iancu din Brad. Și dacă bei apă din lunca Crișului și dacă știi că numai în 1848-49 din strămoșii tăi, strămoșii tăi s-au numărat printre cei 40.000 de români uciși în Revoluția de la 48-49 de tiranii unguri cotropitori, nu poți să nu duci această ștafetă a luptei lor, începută cu secole înainte, pentru că din 1437 și până în 1918, în Transilvania, a fost un regim de apartheid, un regim rasist datorită acelei Unium Trium Nationum, prin care românii erau desconsiderați, nu erau considerați ca nație, deși erau majoritari ca număr. Deci dumneavoastră duceți în continuare această luptă. Această ștafetă trebuie să o ducem. Și copiii mai sunt interesați de astfel de lucruri în ziua de astăzi? Sunt interesați, pentru că altfel nu ar veni. De ce este Avram Iancu simbolul Crăișorilor și simbolul Asociației? De ce nu alt erou al neamului sau al moților? Pentru că, în afară de Horea Cloșca și Crișan și înaintașii noștri Decebal, nimeni nu s-a ridicat la înălțimea lui Avram Iancu.
Ioan Paul Mărginean a reușit să insufle și micilor crăișori pasiunea sa pentru istorie, iar pentru că Gabriel și Mihael ne-au spus că știu și câteva cântece patriotice, vă propun, acum la final, să îi ascultăm. Era vreme de război și-o pleca și tata într-o miercure sau joi, nu știu bine data. Eu eram cât un pitic dând cu singurul bărbat voinic de la noi din casă. Când la școală am plecat întrebând de tata, ochii mamei au vărsat lacrimi cu găleata. Am rămas și eu plângând, am plecat pe-o carte. Mă-ntâlneam cu tata-n gând, venind de departe. Singurul bărbat voinic de la noi din casă. Mai târziu la noi în sat s-o aflat că tata o căzut cu alți eroi apărându-l vatra. Și de-atunci la monument când se face apelul, pe tata stric prezent și sărut drapelul. Pentru tata stric prezent și sărut drapelul.